numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, Ierusalime! Adunați-vă toți cei care iubiți. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care ați fost întristați, ca să tresăltați și să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celebranță, părinți, concelebranță, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi facem sărbătoare și suntem invitați să ne bucurăm. Să ne bucurăm toți cei care am primit de la Dumnezeu cel mai mare semn al iubirii sale, cuvântul său. L-am primit pe însuși Iisus, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele tale, Doamne, sunt duc și viață. Facem așadar sărbătoarea Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu. Scrisoarea cea mai perfectă de iubire a lui Dumnezeu față de noi. Poporul evreu are o sărbătoare specială pentru Tora, Simach Torah, în care toți se adună în jurul Bibliei, dansează și se bucură, premărindu-L pe Dumnezeu. Noi mai mult trebuie să o facem, mai mult trebuie să ne bucurăm, mai mult trebuie să-L premărim pe Dumnezeu astăzi și mereu în viața noastră, pentru cuvântul Său rostit și pentru cuvântul Său întrupat, care este Iisus Hristos. Și dar astăzi în biserica noastră locală este sărbătoare, la dorința Sfântului Părinte Papa Francisc, ca să găsim o duminică în care să ne îndreptăm cu toți într-un chip special spre Cartea Sfântă și prețuind-o, iubind-o, să-L preamărim pe Dumnezeu. Vom avea în această zi posibilitatea să ascultăm cuvântul Domnului din duminica a patra din postul mare, dar și prezentarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu de Părintele Profesor Antilie. Ne bucurăm așadar ca împreună să stăm în jurul lui Dumnezeu, cuvântul Său în jurul cuvântului veșnic, făcut trup Iisus Hristos, celebrând jertfa Sfintei Liturghii. Îi cerem iertare Lui pentru toate păcatele noastre, mai ales lipsa de iubire față de cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, preamărindu-L pe Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Iisus,
Să ne rugăm, Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, dă-i, te rugăm, poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea a doua a Cronicilor. În zilele acelea, toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit infidelitățile după lucrurile abominabile ale poporului. Au profanat casa Domnului, pe care o sfințise în Ierusalim. Domnul, Dumnezeul părinților lor, i-a trimis la ei pe mesagerii săi, ca să-i trezească și să-i trimită, pentru că îi era milă de poporul său și de lăcașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au disprețuit cuvintele și i-au luat în râs pe profeții lui, până când a venit mânia Domnului asupra poporului său și nu a mai fost leac. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidul Ierusalimului, au ars în foc toate clădirile sale și a nimicit toate obiectele sale prețioase. Pe cei care au scăpat de sabie, Nabucodonosor i-a dus captiv în Babilon. Ei au fost sclavii lui și fiilor săi până la stăpânirea regatului perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până când țara își va ispăși zilele sale de sabat, în toate zilele dezorării ei, se va odihni până când se vor împlini 70 de ani, în primul an al lui Cirius, regele perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a mișcat duhul lui Cirius, regele perșilor, care a pus să se transmită o voce, o veste în toată stăpânirea lui, chiar și în scris zicând, așa vorbește Cirius, regele perșilor, Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate domniile pământului și m-a însărcinat să-i construiesc o casă la Ierusalim în Iuda. Oricine dintre voi este din poporul său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el. Poate pleca acolo. Cuvântul Domnului. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de Tine, Doamne. Pe malurile râurilor din Babilon, ședeam și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harpele. Căci acolo cei care ne-au dus în robie ne cereau cuvintele cântărilor, și opresorii noștri ne cereau veselie, cântați-ne din cântările Sionului. Să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin, dacă te voi uita, Ierusalim,
să mi se-i usuce mâna dreaptă. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, Dumnezeu fiind bogat în îndurare pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, pe când noi eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a readus la viață împreună cu Hristos, prin har ați fost mântuiți, ne-a înviat și ne-a așezat în ceruri în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile care vin bogăția nesfârșită a harului său, prin bunătatea față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar noi suntem opera Lui, creați în Hristos Iisus, în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să umblăm în ele. Cuvântul Domnului. De mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, nu-L născut, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus i-a spus lui Nicodim, după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Aceasta este judecata. Lumina a venit în lume,
dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, cucernici părinți, dragi tineri și iubiți credincioși, celebrăm astăzi Duminica Bibliei în dieceza de Iași. Această inițiativă s-a născut dintr-un gând al Sfântului Părinte, Papa Francisc, care în scrisoarea apostolică Misericordia et Misera, de acum un an și ceva în urmă, spunea, ar fi oportun ca fiecare comunitate, într-o duminică din anul liturgic, să poată reînnoi angajamentul pentru răspândirea, cunoașterea și aprofundarea Sfintei Scripturi. O duminică dedicată în întregime Cuvântului lui Dumnezeu. Urmând gândul Sfântului Părinte și dorința diferitor, să spunem, membrii din dieceza noastră, episcopul nostru, preasfințitul Gergel, a instituit anul trecut, la 1 ianuarie, Duminica Bibliei și a rânduit-o pentru cea de-a patra duminică din postul mare, respectiv Duminica Letare, sau Duminica Bucuriei. De ce această duminică? Evident, nu este vorba de o simplă formalitate. Și nu e vorba de a ne liniști conștiința că am făcut o procesiune cu Biblia spre altar. Nu despre asta vorbim. Ci întrebarea este, are Biblia în viața ta un rol sau nu prea are? Vibrezi tu atunci când auzi o pagină biblică? Sau poate că pagina biblică te lasă rece? Simți tu că Biblia te provoacă? Sau poate nu-ți spune mare lucru? Care este locul Bibliei în viața ta personală? Care este locul Bibliei în familia ta? Când ai vorbit ultima oară despre cineva, cu cineva despre Biblie și care a fost contextul? Vedeți, despre asta vorbim în această duminică a Bibliei. Pentru a înțelege mai bine care este sensul acestei duminici, trebuie să ne gândim la două lucruri. Și anume la uzul Bibliei în Sfânta Liturghie și uzul Bibliei în afara Sfintei Liturghii. Cât privește uzul Bibliei în Sfânta Liturghie, de fiecare dată când se celebrează liturgia, se citesc texte din Biblie. Am avut astăzi lectura întâi, am avut psalmul, am avut lectura a doua și Evanghelia, patru texte din Sfânta Scriptură. Ne sensibilizează pe noi aceste lecturi care se citesc în biserică. Suntem în măsură, când mergem acasă, să povestim ceva despre ceea ce am auzit și am perceput ascultând Scriptura? Ascultați ce ne învață biserica prin documentul conciliar Dei Verbum despre Biblie.
Ne spune așa, biserica a venerat întotdeauna dumnezeieștile Scripturi, după cum a venerat, atenție, însuși trupul Domnului, neîncetând, mai ales în liturgia sacră, să primească pâinea vieții, atât de la masa cuvântului lui Dumnezeu, cât și de la aceea a trupului lui Hristos și să o dea credincioșilor. Realizăm noi că pâinea vieții ne vine nu doar din Euharistie, ci în manieră egală din cuvântul lui Dumnezeu și din Euharistie, fără ca să poată fi despărțite acestea două. Noi ne pregătim și bine facem ca să primim Euharistia, dar ne pregătim și ne împodobim sufletul pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu în aceeași măsură. Uzul Bibliei în afara Sfintei Liturghii. Asupra acestui aspect merită să reflectăm un pic mai mult, pentru că aici Biserica vrea să ne conducă, să înțelegem că trebuie să folosim Sfânta Scriptură și în alt context decât acesta al Sfintei Liturghii. De altfel, Conciliul Vatican al II-lea spune un lucru extraordinar. Creștinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură. Nu acces restricționat, nu, ci acces larg la Sfânta Scriptură. Cum se poate realiza asta? Sunt trei condiții esențiale de principiu. Trebuie în primul rând să avem o Biblie. Mă gândesc Biblia personală, personalizată, care să poată fi citită, subliniată, însemnată. Trebuie să ai întâi o Biblie ca să poți folosi. În al doilea rând, trebuie să ne găsim timpul pentru a folosi Sfânta Scriptură. Și în al treilea rând, trebuie să citim Scriptura călăuziți de biserică, pentru ca să nu ne rătăcim. Și repet, dacă nu citim Scriptura împreună cu biserica și în spiritul bisericii, unde Duhul Sfânt lucrează, atunci ne rătăcim. Cum să procedăm în mod concret cu uzul Scripturii în afara Sfintei Liturghii? Trei lucruri, trei modalități aș dori să le evidențiez acum. Prima modalitate, lecția divină. Fără îndoială că mulți dintre dumneavoastră ați participat deja la lecția divină. Dar cei care nu au participat trebuie să știe că lecția divină se realizează totdeauna într-un grup în care poate participa oricine. E nevoie de un moderator al acestei lecții divină. Se citește un text din Scriptură, textul este meditat, toți exprimă gândul pe care Dumnezeu li l-a inspirat prin citirea Scripturii, împărtășesc acest gând și se roagă împreună. Este o practică extraordinară de apropiere față de Cuvântul lui Dumnezeu. Este un moment de trăire a comuniunii frățești și de întâlnire cu Dumnezeu, care ne vorbește prin Scriptură. Căutați să participați la o lecție divină, dacă nu ați fost niciodată. O a doua modalitate o reprezintă cursurile biblice. Aici trebuie să recunoaștem că e mai greu și nu toți au timpul și curajul poate de a se angaja la așa ceva. Dar deja în dieceza noastră sunt pași în acest sens și sunt creștini care urmează un curs de formare biblică sau de spiritualitate biblică. Am cunoscut oameni creștini care au participat la aceste cursuri de formare biblică și vă pot spune că sunt creștini de o calitate mai înaltă. Pentru că Biblia modelează omul într-o manieră minunată și Dumnezeu lucrează prin Scriptură într-un mod extraordinar. A treia modalitate de citire, de lectura a Bibliei, este lectura personală a Bibliei. Este vorba despre folosirea Bibliei pe care o ai acasă. Nu toți participă la lecția divină,
Nu toți participă la cursuri biblice, dar fiecare dintre dumneavoastră poate deschide Biblia în propria casă și poate citi. Poate că ești bolnav de o boală grea. Caută cartea lui Iob și citește-o. Vei găsi acolo o mângâiere extraordinară, pentru că Iob va fi alături de tine și te va învăța cum să trăiești lecția suferinței. Poate ești singur și abandonat. Deschide Scriptura și citește-o. Vei găsi acolo o mângâiere extraordinară. Seara înainte de culcare, poți citi un pasaj din Biblie. Vei merge la culcare gândindu-te la Dumnezeu care ți-a vorbit prin textul acesta. Asta este lectura personală a Bibliei. De ce să citim Sfânta Scriptură? Și aici o să vă dau trei motivații pentru care ar trebui să folosim Scriptura și în afara spațiului bisericii strict. În primul rând, pentru că Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Ascultați ce ne învață Conciliul Vatican al II-lea. Ne spune așa, în cărțile sfinte, Tatăl care este în ceruri, este cu multă iubire în întâmpinarea fiilor săi și vorbește cu ei. Când citim Scriptura, Dumnezeu vorbește cu noi. Noi de foarte multe ori obișnuim așa, doar noi vorbim lui Dumnezeu și spunem, ascultă, Doamne, că sluga Ta vorbește. Și spunem lui Dumnezeu tot ce avem noi în mintea noastră. Și îi cerem, și îi cerem tot felul de lucruri. Și mai ales când suntem în necaz, atunci ne amintim de Dumnezeu. Ori atitudinea corectă ar fi, vorbește, Doamne, căci sluga Ta ascultă. Atunci când noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, nu mai suntem noi care vorbim, ci e Dumnezeu care ne vorbește și ne luminează. Realizăm noi acest lucru. Al doilea motiv pentru care ar merita să citim Scriptura. Scriptura ne arată drumul mântuirii și ne ferește de rătăcire. Vă aduceți aminte când bogatul petrecăreț ajunge în iad? Îi spune lui Abraham la un moment dat, trimite-l pe Lazar la frații mei, că am 5 frați care fac aceleași greșeli ca mine. Și ce răspunde Abraham? Îi zice, îl au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. El însă a zis, nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morți ar veni la ei, s-ar converti. I-a răspuns Abraham, dacă nu ascultă de Moise și de profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge. Ce înseamnă aici Moise și profeții? În limbajul Bibliei, Moise și profeții desemnează chiar Scriptura. Ascultați ce le spune Abraham. Au Scriptura, să ascultă de Scriptură. Îi zice, nu, dacă ar merge cineva, ar învia din morți. Nu, Abraham spune, dacă nu ascultă de Scriptură, adică de Moise și de profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu se vor convinge. Cine ascultă cuvântul Scripturii și îl meditează, merge pe calea mântuirii. Al treilea motiv pentru care ar trebui să citim Scriptura. Scriptura are capacitatea de a ne transforma. Și fac referință aici la un roman al lui Ernest Gordon, un capitan scoțian care în timpul celui de-al doilea război mondial a fost prizonier într-o tabără a japonezilor. Și acolo trebuiau să construiască o cale ferată de-a lungul râului Kwai. De aceea cartea se numește Prin Valea Kwai. Gordon povestește cum în acel lagăr de prizonieri au murit peste 12.000 de oameni de înfometare și mai ales de starea aceea pe care o trăiau în lagăr. Și spune Gordon că cei mai mari dușmani nu erau japonezii,
Cei mai mari dușmani, spune, erau ei înșiși. De ce? Pentru că prizonierii trăiau după legea junglei, furau unul de la altul, dădeau informații unul despre celălalt ca să capete favoruri în fața japonezilor. Și spune el că erau acolo doi oameni profund credincioși care au hotărât să facă un lucru. Și ce au făcut? Au organizat citirea Bibliei și discuții în grupuri. La început erau reticenți cei mai mulți, erau puțini, dar cu timpul au început să se adune acolo zeci și apoi sute de oameni la aceste întâlniri biblice. Când citim Biblia, oamenii aceia disperați din lagăr au început să descopere că Iisus s-a confruntat cu aceleași probleme cu care se confruntau ei. Și Iisus a îndurat foamea, și Iisus a îndurat umilințele, și Iisus a îndurat epuizarea de muncă, batjocora, respingerea, disprețul profund. Și această carte a început să le vorbească și să-i modeleze în interior. Și spune Gordon cum prizonierii au început să-și schimbe inima, au încetat să se mai distrugă unii pe alții și apropierea de Scriptură a făcut din acel lagăr de oameni plin de ură și de disperare o comunitate umană, i-a umanizat. Iubiți credincioși, cuvântul lui Dumnezeu este viu, ne spune autorul scrisorii către evrei, viu și plin de putere, pentru că are puterea să ne transforme și să ne mântuiască. Mă apropii de finalul acestei predici și mă gândesc la un lucru. Ce păcat este că unii creștini de noștri, catolici, mai ales tineri, au părăsit biserica noastră, deoarece altcineva din afara bisericii le-a pus prima dată o scriptură în mână și i-a dus în direcția în care au voit și au plecat. Acest lucru a trebuit să ne dea de gândit tuturora, mai ales dumneavoastră, părinților, care sunteți primii care ar trebui să puneți în mâinile copiilor dumneavoastră o Biblie. Ar trebui să le citiți copiilor un pasaj pe înțelesul lor înainte de a merge la culcare. A le citi într-un moment al zilei, își vor aminti totdeauna, tata mi-a citit din Biblie când eram mic. Mama mi-a citit din Scriptură și m-a învățat cine este Iisus, cine este Dumnezeu și astăzi îl iubesc pe Dumnezeu. Sfântul Părinte Papa Francisc, care este un iezuit, mă rog, a aparținut congregației lui Iisus și a fost educat la școala cuvântului, spunea anul trecut aceste cuvinte. Postul mare este un drum al convertirii și o luptă împotriva răului. Este nevoie să dobândim o familiaritate cu Biblia. E nevoie să o citim adesea, să o medităm, să o asimilăm. Ea conține cuvântul lui Dumnezeu, care este mereu actual și eficace. Ia gândiți-vă cum ar fi dacă am tratat Biblia așa cum tratăm celularele. Dacă vă căutați prin buzunare sau genți, toți găsiți acolo smartphone-ul, celularul. Dacă am purta-o cu noi, dacă ne-am întoarce înapoi atunci când o uităm și dacă am deschid-o de mai multe ori în timpul zilei, pentru a citi mesajele lui Dumnezeu conținute în Scriptură, așa cum citim mesajele din telefoanele noastre. Și spune Papa, evident, asemănarea este paradoxală, dar ne face să ne gândim la un lucru. Dacă într-adevăr am avea cuvântul lui Dumnezeu totdeauna în inima noastră, nicio tentație nu ne-ar îndepărta de Dumnezeu și niciun obstacol nu ne-ar face să deviem de la calea binelui. Iubiți credincioși, eu cred că aceste cuvinte ale Papei Francisc sunt un program pentru viitorul bisericii noastre catolice. Nu putem să ne imaginăm o reînnoire a vieții de comunitate
fără să ne întoarcem la izvorul limpede și curat al Sfintei Scripturi. Ce dar minunat ne-a dat Dumnezeu în Sfânta Scriptură! Ce păcat că nu suntem totdeauna conștienți de darul lui Dumnezeu pe care îl avem în Sfânta Scriptură! Închei cu un îndemn. Când ajungi astăzi acasă, caută și vezi unde este Biblia. Ia-o în mână, deschide-o și citește un verset, doar un verset. Vei simți acolo că Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu este în casa ta, că Dumnezeu este alături de tine, că Dumnezeu vrea să-ți vorbească, că Dumnezeu te mântuiește. Ori de câte ori deschizi Biblia pentru a citi, tu știi că Dumnezeu te iubește, că lui Dumnezeu îi pasă de tine, că Dumnezeu nu te va părăsi niciodată și că El te mântuiește. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Îl preamărim pe Dumnezeu pentru că ne-a încredințat cuvântul Său. El a dăruit pe Iisus în iubirea Sa. Și mulțumim Sfântului Părinte Papa Francisc pentru că ne-a dat această sugestie de a avea o duminică a Bibliei, a Sfintei Scripturi, pe care să o înțelegem mai mult, să o iubim mai mult și să o trăim mai mult. Sunt bucuros să aduc astăzi o mulțumire Părintelui Alois Bulai, care împreună cu un colectiv de profesori de la seminar ne-a pus la dispoziție varianta noastră românească din Moldova, Sfânta Scriptură în integritatea ei. Sigur că cu această ocazie le mulțumesc tuturor și Părintelui Antilii, care a făcut parte din acest grup. E un cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare familie și pentru sufletul și drumul nostru în această lume. Îl preamărim pe El și rugăm să rămână cu noi și prin cuvântul Său și prin Eucaristie, ca să facem vie lucrarea Sa în lume. Acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care ne întoarcem acasă, ca să arătăm lui Dumnezeu că noi Îl prețuim, Îl căutăm, Îl iubim. Domnul să fie cu voi. Ocrotește, Doamne, pe cei care te imploră, întărește pe cei slabi, pe cei care umblă în întunericul morții, însuflețește necontenit cu lumina ta și ajută-i să ajungă la bucuriile veșnice, pe cei pe care îi ferești cu milă de toate relele, prin Hristos Domnul nostru. Să o binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.